Care sunt măsurile de ajutor pentru agenții economici în această perioadă și, bineînțeles, și de anul viitor? Măsurile pentru agenții economici, vorbim de perioada aceasta de pandemie generată de coronavirus, în care agenții economici care au restricții în desfășurarea activității și vorbim de cei care operează în domeniul Horeca, baruri, restaurante, beneficiază cu 1 octombrie de măsura șomajului tehnic. Vorbim de ordonanța 111 din octombrie 2021. Ei în continuare pot să depun aceste acte la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și aici am să menționez aceste acte se transmit pe o adresă de mail dedicată lor, dedicată șomajului tehnic și anume maramureș@anofm.gov.ro. Am observat că foarte mulți agenți economici care la începutul pandemiei au depus actele pe acea platformă, aici gov.ro nu se mai depun. Deci face specificația să nu mai încarce documentele pentru șomajul tehnic pe platforma aici gov.ro, ci să o încarce, să le trimită pe adresa de mail. Această adresă de mail este se află atât pe site-ul agenției noastre, iar dacă nu reușesc să o încarce, pot să apeleze la telefon serviciul secretariatului, unde vor primi informații cu privire la încărcarea acelor documente ale șomajului tehnic.